Bună ziua, bine v-am regăsit. A fost astăzi o ședință de lucru la care a participat premierul împreună cu miniștrii din ministerele de linie și reprezentanții agențiilor implicate în gestiunea fondurilor europene. E o ședință de lucru care va avea o anumită regularitate, probabil undeva la mijlocul lunii decembrie, iertați-mă, va fi o nouă ședință, pentru că un obiectiv prioritar al acestui guvern este accelerarea absorbției fondurilor europene pe ambele linii de finanțare, atât pe ciclu care se închide anul acesta, cât și pe ciclu care a început și pe care trebuie să-l intensificăm. Tema acestei întâlniri a fost finalizarea stadiului alocărilor pe 2007-2013 și identificarea problemelor de absorpție acum pe final de ciclu, tocmai pentru a le accelera și a le accentua și a găsi acele elemente care pot contribui la o mai bună absorpție acum pe final. S-a discutat din acest punct de vedere punctual și pe elemente tehnice concrete. Vă spuneam că vom mai avea asemenea întâlniri pentru că ele se dovedesc a fi extrem de utile în actualul stadiu al absorpției. De asemenea, premierul a solicitat autorităților de management, fiecărui director și fiecărui operator în parte, de a-și defini obiectivele prioritare pentru următorul ciclu, așa încât să putem avea o structurare de management pentru următorul ciclu financiar și pentru anul următor, mai ales pentru primele trei luni, va fi un ciclu foarte clar definit în obiective de management pentru următoarele trei luni, asumat împreună cu ministerele de linie, iar această discuție pentru alocarea financiară 2014-2020 va avea loc undeva la mijlocul lunii decembrie, tot o ședință aplicată, tot o ședință cu obiective tehnice bine definite. Îi mulțumesc doamnei ministru Aura Răducu că este astăzi aici pentru câteva detalii legate de discuțiile de astăzi. Doamna ministru, aveți cuvântul. Bună ziua! Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc că m-ați invitat la această conferință de presă și pentru că sunt pentru prima dată în fața dumneavoastră, aș vrea să vă asigur că o să-mi folosesc toată experiența pe care o am și îmi doresc din tot sufletul să particip la accelerarea implementării programelor finanțate din fonduri europene pentru a da drumul la implementarea programelor, proiectelor, la elaborarea proiectelor, la accelerarea dezvoltării economice sociale. Am avut o primă întâlnire astăzi cu autoritățile de management și autoritatea de plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Sunt 10 autorități de management localizate în 3 ministere, Ministerul Fondurilor Europene, care asigură și funcția de coordonator al programelor finanțate din fonduri europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Agriculturii. Toate aceste 10 autorități de management lucrează acum pentru finalizarea programului 2007-2013 și pregătirea noii perioade de programare 2014-2020. Ne-am focalizat discuțiile pe problemele existente, ce s-a făcut până acum, ce se poate face pentru a reuși să creștem nu numai gradul de absorție, dar așa numită absorție calitativă, adică să avem proiecte bune care putem să le finanțăm prin programele europene, să putem să... În ceea ce privește numărul de proiecte, aș putea să vă dau niște date. Programele au finanțat, deci programul 2007-2013, care a avut o alocare sau are o alocare bugetară în total de 28 de miliarde de euro, finanțează sau are în implementare, a contractat peste 15.000 de contracte, de proiecte, dintre care în faza de implementare aproximativ 5.500 de proiecte ar trebui să fie finalizate până la sfârșitul anului.
Din păcate, nu știm încă care e situația, probabil că unele dintre ele nu o să poată fi finalizate, dar încercăm să facem tot efortul cu echipele pe care le avem la nivelul ministerelor să putem să accelerăm această implementare. Pe lângă proiectele implementate efectiv sau cerute, solicitate pentru aceste programe, pentru a salva anumite proiecte, avem așa numite proiecte fazate, un număr de 7 de proiecte care nu se pot finaliza și mai ales cele referitoare la infrastructura mare de apă, de transport, proiecte care să se încerce fazarea lor, finanțarea pe programul existent a unei părți din aceste, a unei părți din aceste proiecte, urmând ca în faza a doua a proiectelor să se finanțeze în programul următor. Deci lucrăm foarte mult la aceste proiecte fazate, să verificăm toate cheltuielile și toate etapele tehnice parcurse pentru a încheia acest proces. O a doua categorie de proiecte pe care am dorit să le includem în această perioadă de programare, în perioada care o încheiem acum, sunt proiecte retrospective. Ne dorim să și facem o analiză a proiectelor finanțate de la bugetul de stat sau cu ajutorul finanțării de către instituțiile financiare internaționale, Banca Europeană, Banca BEI, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare sau BEI, și încercăm să le includem în finanțarea europeană sau parte din aceste proiecte. Deci avem o activitate destul de intensă până la 31 decembrie și după aceea pentru finalizarea documentației care trebuie trimisă la Comisia Europeană. S-au luat anumite măsuri organizatorice în ceea ce privește fluxul financiar pentru a putea efectua plățile către beneficiari. De asemenea, am solicitat ca trezoreria să poată funcționa până pe 31 decembrie, de asemenea să putem asigura plățile către beneficiari sau alte diverse probleme organizatorice, să ajutăm acolo unde există blocaje sau un număr mare de cereri de plată de procesat pentru a mări capacitatea administrativă, a mări numărul de experți care lucrează în aceste zone, a putea echilibra într-un fel astfel încât împreună cu toții cele trei ministere să putem să efectuăm cât mai multe plăți către beneficiari și beneficiarii să poată efectua aceste plăți către contractori. Deci ne-am organizat, în principal am discutat pe aceste probleme 2007-2013, deoarece discuțiile s-au întins și avem foarte multe de făcut. Urmează să discutăm săptămâna viitoare sau despre ce măsuri luăm pentru accelerarea și îmbunătățirea programelor viitoare. Aș vrea să vă spun că, în principal, țintele pe care le avem sau ce ne dorim să facem în această perioadă este să creștem foarte mult transparența, să cunoașteți și tot ce doriți să știți despre aceste fonduri structurale, care este situația lor, care este situația proiectelor. Și săptămâna viitoare o să organizez, așa cum s-a spus, o conferință de presă și o să ceea ce lucrăm pe documentele pe care lucrăm noi, care le trimitem comisiei, situațiile financiare, situațiile tehnice, veți avea acces la aceste documente. De asemenea, un alt obiectiv pe care îl avem este simplificarea. Am văzut în perioada anterioară destul de multe blocaje și dificultăți în interpretarea documentației, în faptul că beneficiarii s-au confruntat cu o documentație extrem de stufoasă și dificilă. Încercăm să, cât mai mult posibil, din lecțiile învățate, să putem să reducem această birocrație, aceste formulare, pentru a fi mult mai simplu pentru beneficiari și totodată a demara în felul acesta proiectele de investiții. Pentru că ceea ce ne dorim este să avem proiecte. Numai cu proiecte se poate realiza o dezvoltare economică și socială, se pot crea locuri de muncă. Deci,
principalul obiectiv, de fapt, este să dăm drumul la cât mai multe proiecte importante, naționale, regionale, locale, proiecte de investiții, proiecte publice și proiecte private, care să poată să ducă la această dezvoltare economică. Iar un alt obiectiv foarte important este să dăm mai multă asistență beneficiarilor, deci să-i ajutăm pentru a putea aplica toate aceste proceduri, pentru a putea accelera atât în faza de finalizare a proiectelor și finalizarea plăților, cât și după aceea în elaborarea proiectelor și în implementarea lor. Vă stau la dispoziție cu orice întrebare aveți și oricând ministerul nostru este deschis și vrem de acum să avem un e-mail sau un sistem de comunicare cât mai deschis și totodată, deoarece foarte mulți dintre dumneavoastră au experiență în utilizarea fondurilor structurale și au experiență în... au văzut cum se implementează și știu ce înseamnă, avem și foarte multe proiecte bune și proiecte mai puțin și ne puteți da sfaturi, recomandări, ce este bine de făcut și așteptăm și din partea dumneavoastră un ajutor pentru ca împreună cu dumneavoastră, cu societatea civilă să putem îmbunătăți implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Vă mulțumesc mult și aștept întrebările dumneavoastră. Bună ziua, Sorin Melenciuc, România TV. Prima întrebare, la situația cum arată ea acum, care va fi procentul final de absorpție pe programul 2007-2013 și 2 pe 2014-2020, când încep primele proiecte, pentru că deocamdată nu știu că nu s-a cheltuit niciun ban din acest program. Mulțumesc. Pe perioada 2007-2013 avem la fiecare oră acest grad de absorție se schimbă funcție de plăți, funcție de ce plăți intră, ce plăți se certifică. Deci este o sumă, un procent acum aproximativ de 60% grad de absorție, plăți certificate de către Comisia Europeană. Normal, mai avem foarte multe alte plăți în casă, sunt proiectele care sunt în evaluare, sunt plăți care urmează să vină. Deci, sperăm ca acest procent să poată crește. Nu știm o sumă exact, nu știm un procent exact, dar îmi doresc foarte mult să depășim 70% și să putem... Sunt programe care merg mai bine, programe cu mai multe probleme, dar luăm proiect cu proiect și program cu program ca să putem să accelerăm și să ajungem la un grad de absorție cât mai bun. Dar eu, ținta mea și sper să depășim 70%. Dacă îmi dați voie, scopul acestei ședințe de astăzi a fost tocmai accentuarea gradului sau accelerarea gradului de absorpție pe termenul acesta scurt care a mai rămas, găsirea unor soluții concrete, aplicate, identificarea problemelor pe absorpția aceasta de durată foarte scurtă pe care o mai avem la dispoziție. Vă rog. Săptămâna viitoare o să fac o notă în guvern ca urmare a acestei întâlniri. Sunt anumite modificări de ordonanță de urgență care erau restrictive pentru beneficiari, de exemplu să depună cerere de finanțare până la o anumită dată. Încercăm să flexibilizăm puțin acest lucru ca cât mai mulți beneficiari să aibă posibilitatea să-și finalizeze proiectele. Și discutăm această notă săptămâna viitoare în ședința de guvern. Sergiu Voicu de la Digi24, spuneți-ne cât înseamnă în bani, cât am putea să pierdem prin acest grad de absorpție de 70% până la sfârșitul anului. Etapele sunt mai multe și lucrurile se mai pot îmbunătăți atât la sfârșitul anului cât și anul următor până când se finalizează certificarea tuturor plăților. Deci dacă suma este de 28 miliarde care a fost primită pe toate programele, pe fonduri structurale și pe programul de dezvoltare rurală, 28 de miliarde, dacă ne gândim 60 sau 70%, vedem cât se poate pierde. Dar deocamdată vrem să facem tot efortul, tot ce putem, să folosim experiența noastră și experiența căpătată în gestionarea fondurilor de către alte țări membre, să putem să creștem cât mai mult și pierderile să fie. În acest context, pentru că discutăm de pierderi, aș vrea să vă spun că
trebuie să vorbim și de multe proiecte foarte bune care au fost făcute în acest program sau în aceste programe în 2007-2013. Și dacă ne uităm și umblăm prin țară, vedem că nu există aproape județ, oraș care să nu aibă proiecte finanțate din fonduri europene. Polii de creștere, polii de dezvoltare. Deci sunt foarte multe și cred că cât de cât s-a făcut un efort pentru utilizarea fondurilor, sperăm să se facă și mai mult și să învățăm din lecțiile pe care nu am reușit să fie aplicate și să învățăm ca să nu le mai repetăm. Dar am mai fost o întrebare. Aveți proiecte concrete pentru perioada următoare? Da, pentru perioada următoare, că asta a fost o întrebare și n-am reușit să răspund, îmi cer scuze. Deci pentru perioada următoare avem toate programele aprobate. Avem avansul, s-a primit avansul de la Comisie, 715 milioane de euro, care se poate folosi în orice clipă pentru programele. Ce trebuie să facem este ca să finalizăm sistemul de IT. O mare realizare sau o mare simplificare care se va avea loc în perioada 2014-2020 este că aplicațiile și gestionarea și plățile se va face printr-un sistem informatic care va duce la o simplificare extrem de mare atât pentru beneficiari, atât pentru autoritățile de management. Sistemul are mai multe etape și sperăm să terminăm cât mai repede până la sfârșitul anului prima fază de testare și să începem să primim aplicații. Deci toate aplicațiile trebuie să le primim prin sistemul informatic. Acesta este și motivul pentru care am dorit să am niște testări pe acest sistem și am dorit să văd dacă mai sunt soluții de simplificare a procedurilor. Și din cauza asta am amânat puțin, au fost cerute niște proiecte pe programul de resurse umane și pe resurse umane. Au fost lansate două cereri de proiecte și am amânat puțin această primire a cererilor de oferte tocmai pentru a face această testare în următoarele săptămâni și a putea să simplific. Deci este, după mine, pentru buna funcționare a mecanismului să simplific de la început ce se poate. Bineînțeles că cu toate motoarele de la începutul anului vom porni în lansarea de ghiduri pentru proiecte și în același timp pregătirea proiectelor mari de investiții. Există câteva proiecte mari, din păcate cam puține, proiecte mari pregătite deja la nivel de proiect tehnic care pot fi lansate anul următor. În primul rând Metrorex-ul, da, așa m-ați întrebat, și calea ferată Simeria, metroul de la Otopeni, de la Gara de Nord la Otopeni, este un proiect aproape finalizat în ceea ce privește stadiul proiectul tehnic care ar putea să înceapă anul viitor. Pauză. Și da, scuzați-mă. Da. Bună ziua, Paul Angelescu de la ProTV. Înțeleg că sperați să obțineți un grad de absorție peste 70%, că unele proiecte mari le veți faza de pe un buget pe celălalt, dar sunt foarte multe proiecte începute care este evident că nu vor putea fi finalizate până la sfârșitul acestui an sau până la jumătatea anului viitor. În aceste condiții aveți o estimare cât de mare va fi suma pe care s-ar putea să trebuiască să o dăm înapoi din bugetul de stat către Bruxelles? Acest tip de proiecte este o altă categorie pe care am discutat-o astăzi și încercăm să găsim o soluție ca partea care a fost finalizată până la 31 decembrie să poată intra pe fonduri europene, în special la proiecte gestionate de autoritățile locale. Iar diferența de bani pentru a implementa proiectele, a finaliza și a proiectele să poată funcționa, restul
banilor, restul fondurilor necesare finalizării proiectelor să fie acoperite de către autoritățile locale. Adică chiar și la aceste proiecte nefinalizate să găsim o soluție de finanțare, cofinanțare mai mare din partea autorităților locale, dacă ele nu sunt finalizate. Și împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale am început să facem o analiză a acestor proiecte, să vedem cât de mult. Ele sunt un număr cât de foarte mare, dar ceea ce ne-ar ajuta foarte mult la gradul de absorție, dar trebuie verificate anumite condiții, în primul rând să fie finalizate cel puțin 50% din aceste proiecte și de asemenea să fie urmat regulile de achiziții publice și de procedurile corecte în realizarea acestor proiecte. Și este o muncă foarte mare de verificare și urmează să o realizăm în următoarele săptămâni. Ăsta este motivul pentru care nu am cum să vă dau niște date exacte cât se pierde, cât se câștigă. Dar vom avea aceste date. Încă o întrebare. Înțeleg că pentru anul viitor, bugetul pe partea de investiții se va baza în special pe investițiile din fonduri europene. Același lucru teoretic ar fi trebuit să se întâmple și anul acesta, însă am văzut cu toții că nu s-a întâmplat, că a fost la începutul anului bugetată o sumă care nu a fost cheltuită și au fost tăiate sumele alocate pentru proiectele din fonduri europene. Înțeleg că aveți o diferență de abordare, este acest program informatic. Ce altceva aveți în plan pentru ca anul viitor, deși este aceeași strategie bugetară în ceea ce privește investițiile din fonduri europene, să nu se întâmple ce s-a întâmplat anul acesta? Care va fi principala diferență în afară de acest program informatic pe care l-ați menționat? Pe lângă etapa de program informatic simplificarea, avem sistemul de acreditare a procedurilor și a sistemului de gestionare a fondurilor europene. Și primele 6 luni ne vom focaliza pe acreditarea acestui sistem și pe simplificarea procedurilor de gestionare și implementare. În mod normal, la un început de perioadă de programare, plățile sunt mai puține pentru că aduni proiecte, selectezi proiecte, lansezi call-uri și probabil în anul 2016 vor avea loc multe plăți pentru programul anterior și mai puține pentru programul următor, dar este o fază de pregătire pe care trebuie să o facem astfel încât anii următori să se poată... Deci, Am finalizat și bugetul, sau este în fază de a finaliza bugetul, am luat în considerație toate aceste etape prin care trec proiectele mari și proiectele mici, astfel încât să avem un balans financiar foarte corect și o alocare corectă financiară, astfel încât și domnul prim-ministru, asta este și mesajul dânsului și mesajul nostru, dăm prioritate proiectelor de investiții. Mulțumesc. Claudiu Zanfir de la Hot News. Pe ciclu financiar trecut, vorbeați despre acele proiecte retrospective. Ce valoare au aceste proiecte retrospective și cât credeți că vor putea să aducă? Deocamdată am 10 proiecte mari retrospective, mi-am lăsat lista afară, din care aproximativ 500 de milioane de euro. A doua întrebare, vorbeați despre, mă rog, s-au deblocat anumite axe și anumite programe operaționale anul acesta, dar totuși cu anumite costuri, cu anumite corecții financiare acceptate de România. Vorbeați despre cei 70% la sfârșit. Vor mai rămâne cei 70% sau peste cei 70% ce înseamnă mai departe corecțiile financiare și cine le va suporta aceste corecții financiare? După această perioadă urmează o analiză a tuturor cererilor de plată, deci la începutul anului următor până în mai, urmează să primim cererile de plată de la beneficiari. Le analizăm. Ele poate să crească chiar acest 70% sau poate să scadă în funcție de corecțiile financiare. Deci poate să fie un balans destul de mare pentru că sunt anumite cheltuieli care se adaugă, anumite cheltuieli care se scad. Este funcție de proiect cu proiect. Dacă de
poate să fie beneficiarul care acoperă aceste cheltuieli restante, poate sunt cheltuieli neeligibile care și le poate acoperi. Deci, funcție de proiect cu proiect, vedem cine acoperă aceste costuri sau... Da. Poate constructorul acoperă aceste costuri, deci diferă foarte mult de la un proiect la proiect sau de la un tip de proiect la alt tip de proiect. Se stabilesc responsabilitățile în funcție de situația iregularității, cine a provocat-o, care este forma și cine răspunde de ea. Pentru că trebuie să asigurăm o gestionare eficientă și corectă a fondurilor, atât naționale cât și europene, pentru că fondurile europene sunt, de fapt, fonduri naționale. Aveți și autoritatea de management de transport. Da. Ce se întâmplă cu autostrada aceea surpată? Ce se întâmplă la nivel de bani? Prima măsură a fost acele tronsoane cu probleme, nu se vor finanța acoperi din fonduri europene, pentru după aceea firma constructor are obligația de a remedia această situație, iar domnul prim-ministru a cerut un detaliu, a cerut o analiză detaliată ministrului transportului pentru această situație și va fi analizată probabil în ședința de guvern de data viitoare. Este în analiză această situație și se încearcă remedierea ei. La proiectele refazate, cele care vor fi continuate în nou ciclu financiar, deci începute în vechiul ciclu, da, refazate sunt și continuate... 77 de proiecte. Ok. Se refac licitațiile sau se merge nu, pe aceiași operator? Nu, pe aceiași operator. Mulțumesc, Claudiu. Doar că trebuie, da. Maria. Încă o întrebare. Maria Tadera, Antena 3. În ceea ce privește autoritățile de management, dacă ați făcut și o analiză și dacă sunteți mulțumită de ce se întâmplă acolo și ați întrebat și colegii, pentru că și premierul spunea că sunt foarte multe, foarte mulți pași care nu au fost făcuți la nivel ex-ante. Se schimbă ceva la nivelul conducerii odată autorităților de management și în al doilea rând aș vrea să vă întreb ce s-a întâmplat cu concursurile care sunt în pregătire pentru aceste autorități. Da. În Ministerul Fondurilor Europene sunt 5 autorități de management care gestionează și programe anterioare și programe viitoare. O diversitate este foarte mare, de la asistență pentru persoane defavorizate și alimente și rechizite, până la marile proiecte de infrastructură. Cam asta este domeniul de activitate al Ministerului Fondurilor Europene. În ceea ce privește autoritățile de management, vreau să vă spun că eu am lucrat cu aceste echipe și chiar sunt oameni extraordinari care muncesc enorm de mult pentru a implementa aceste programe. Poate lucrurile sunt, trebuiesc, s-au făcut foarte multe lucruri, se fac foarte multe lucruri. Activitatea nu este ușoară, este extrem de complexă. Îți trebuie 3, 4 ani, 5 ani să poți să înțelegi sistemul, care sunt procedurile, care este legislația, ce trebuie făcut. Deci este o muncă extraordinară și chiar au făcut, chiar știu ce înseamnă și au făcut progrese. În ceea ce privește, poate este nevoie de puțin altceva, pentru că suntem în secolul 21 și ne trebuie o administrație mai modernă. Ceea ce ne trebuie în România și probabil nu numai în Ministerul Fondurilor, dar în toate ministerele ne trebuie o altă abordare, fiecare la locul lui să fie cine ce face, cum face, ce trebuie să facă, o planificare mai clară, un management. Deci ceea ce lipsește e o mai bună organizare, un mai bun management și sisteme moderne de gestionare a administrației. La nivelul ministrului veneau, de exemplu, două foi cu să semnez plecarea în concediu a o zi pentru fiecare funcționar. Nu este normal să ajungă la nivelul ministrului semnarea unei decizii de a lua o zi de concediu fiecare persoană. Sunt 950 de oameni în minister, în Ministerul Fondurilor Europene. Deci trebuie o delegare a responsabilităților, trebuie o modernizare a acestor structuri, să ai sistem de IT, să fie un circuit financiar optim, să fie după obiective, deci cum a zis și domnul prim-ministru, să fie un management pe obiective, deci încercăm să aducem puțin lucruri noi.
dar structura există, funcționează, este foarte bună, știu ce să fac, doar trebuie să puțin să ne modernizăm și să fim o instituție europeană. Referitor la concursuri, am rugat și să nu se supere cei care au depus CV-uri și pentru că mi-am dorit să fie o mai mare transparență a acestui proces și am solicitat să fie extins acest concurs, a solicitat și domnul prim-ministru să fie să ne mai uităm puțin pe niște criterii, tot așa un sistem mai modern și mai european de selecție a candidaților. Și ăsta este motivul pentru care am zis că mai bine mai întârziem puțin și mai lungim acest proces decât să o facem repede și să și ăsta este motivul. Cei care au depus deja CV-uri pot imediat, cum lansăm noua cerere de candidaturi, să depună imediat. Și o să fie o mai mare transparență, eventual o să publicăm, o să facem o conferință de presă și o să vă spunem când lansăm și care sunt criteriile de selecție. Mulțumesc! Sărut mâinile, Claudiu Popa, Realitate. Doamna ministru, programul operațional regional este sau nu blocat? Nu. Da. Nu este blocat. Nu. Programul este o comunicare permanentă cu Comisia privind diverse facturi și plăți. S-au cerut niște clarificări care s-au realizat, s-au adunat de la toate proiectele, a durat o mică perioadă de strângere a acestor clarificări privind proiectele de infrastructură, s-au trimis la comisie și cred că aceste clarificări vor fi luate în considerare de către colegii de la Digi Regio și nu este nicio problemă. Deci, astfel de schimburi, de scrisori, de mesaje, de clarificări, aproape că au loc tot timpul. Nu este o întrerupere sau o suspendare conform regulamentelor europene. Este un schimb de comunicări între comisii. Dacă am dat voie, plățile la beneficiari s-au făcut în permanență. Da. Pe anumite proiecte au fost anumite semnale și anumite consultări cu Comisia Europeană și acele chestiuni s-au lămurit însă. Dar plățile propuzise la beneficiari nu au fost niciodată suspendate. De când sunteți ministru, s-a făcut o solicitare de plată din partea României către Comisia Europeană? Cred că da, s-au făcut. Acum, fiecare autoritate de management, care este circuitul financiar, fiecare autoritate de management este responsabilă pentru plățile pe programul respectiv. După care aceste plăți merg la Ministerul Finanțelor, la Autoritatea de Certificare și Plăți, care adună mai multe plăți și le trimite Comisiei pentru rambursare. Deci acesta este circuitul financiar. Ele se fac tot timpul, două, la trei săptămâni se trimit plăți și cereri de plăți către Comisia Europeană. Deci este un proces continuu și permanent. Nu s-a întrerupt și nu se va întrerupe acest proces. O ultimă întrebare, vă rog. Bună ziua, Alice Drăghiș, Mediafax. O întrebare pentru domnul Dan Suciu. Legat de acuzațiile de plagiat la adresa domnului ministru Petre Tobă, dacă s-a discutat în guvern și care este poziția domnului premier? Nu s-a discutat acest subiect, dar vă reamintesc că obiectivul de integritate este fundamental și un obiectiv la care premierul și guvernul ține foarte mult. Dacă verdictul va fi acesta, verdictul de plagiat va fi un verdict de plagiat, nu poate fi decât o singură soluție. Vom vedea verdictul și vom avea și soluția. Mulțumesc! Eu am o întrebare pentru doamna ministru. Da? Vorbeați de sistemul acela informatic. Smith. Da, care a fost amânat, deci trebuia să înceapă pe la jumătatea lunii. Acum înțeleg că este amânat pentru alte câteva săptămâni. Am înțeles că o să anunțați când vor fi acele două proiecte, asta una, și apoi de la 1 ianuarie, dacă nu mă înșel, urmau alte programe care trebuiau să intre în același sistem, să mențin termenele respective. Facem o nouă testare pe data de 8 și pe 8 și pe 15 decembrie facem noi testări privind acest sistem
modul de funcționare și sperăm să fie bine. Adică tot problemele care se identifică pe 8 să reușim să le remediem și pe 15 să-l finalizăm. Adică sperăm ca până la sfârșitul anului să finalizăm acest sistem și să poată să se primească și să lansăm un nou pachet. Deci sunt două mici probleme pe care le avem. Odată cu sistemul care să funcționeze și odată cu ghidurile care deja s-au lansat. Am dori să fie încă o simplificare pe aceste ghiduri. Deci am vrea să mai avem să ne mai uităm puțin pe aceste ghiduri și să încercăm cu experții pe care îi avem să mai simplificăm puțin ghidurile, adică dacă tot pornim, să o pornim un sistem mai simplu și mai clar. Deci, în paralel cu finalizarea sistemului în aceste 2-3 săptămâni, să simplificăm și ghidurile. Și de aceea am cerut potențial beneficiari, dacă au idei, având în vedere experiența pe care o au în gestionarea, implementarea acestor fonduri și orice idee pe care au primit, blocajele pe care le-au întâmpinat, să ne trimită mesaje să putem să le luăm în considerație. Deci apelurile de proiecte vor fi înregistrate în luna decembrie, după jumătatea lunii sau de anul viitor? Aș vrea să fie după jumătatea lunii decembrie și sper să reușim. Dacă nu se poate acest lucru și avem anumite lucruri pe care nu le-am finalizat la sistemul informatic, cu 1 ianuarie pornim cu toate motoarele. Vă mulțumesc mult! Aș mai avea o singură întrebare pentru domnul purtător de cuvânt, ca să nu intuim noi care este acea soluție la care se ajunge dacă va fi acest verdict de plagiat. Eu nu știu dacă intuiți și verdictul, sunt de acord cu intuiția dumneavoastră, dar intuiți verdictul... Care este soluția? Am spus ce aveam de spus. Evident că lucrurile sunt clare aici. Dacă vorbim de un verdict de plagiat, nu avem decât o singură variantă. Care este aceea? Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, toate cele bune!